Prin bunăvoința lui Dumnezeu, suntem la o nouă seară în care am bucuria să aduc în fața dumneavoastră doi slujitori deosebiți. Despre fratele Virgil Achihai nici nu cred că ar mai trebui să spun ceva. Adică bănuiesc că toată lumea vă cunoaște. Aproape, nu toți. Bun, dar acum ori vă cunosc că ați fost președinte câți ani la cultul creștin după Evanghelie? Acum sunt în al 14-a. În al 14-a și încă mergeți înainte cu ajutorul Domnului. Deci 14 ani, da, merge înainte. La Alianța Evanghelică bănuiesc că ați trecut secretar, președinte, vicepreședinte, da. Deci ați trecut prin toate și toate. Vă mulțumesc tare mult că ați venit cu noi în seara aceasta și v-ați făcut timp, știu că sunteți foarte aglomerat. Și l-am adus pe Răzvan cu noi ca să fie și el din generația tânără, să nu vorbim doi bătrâni așa. Cum ești, Răzvan? Mulțumesc de invitație. Bine. Și ne bucurăm de faptul că îl putem onora și îl putem sluji pe Dumnezeu. Amin. Crezi că o să reziști cu noi în seara asta? Încerc. Încerc, da. Oricum noi... N-am avut până acum și onoarea, dar... Și noi ne rugăm să cu tine. Deci, sigur, o să fie o seară faină. În slujire de câți ani? Din 94, undeva... Slujire oficială din 94. Oficială, da, oficială. În sensul că membru într-un comitet de prezbitere local. Și tu, din câte știu, Răzvan, ești în slujire în biserica locală? În da, zonă. Am început ca lider de tineret în biserică, undeva prin 98, după ce am satisfăcut stagiul militar, încă se făcea pe vremea mea. Ai prins? Păi da, ești tânăr, așa, nu ești chiar. Da. Da. Și după aceea, alte etape. Bun, ce îmi place și mie și cred că le place și altora, noi slujitorii suntem cunoscuți, destul de cunoscuți, dar suntem cunoscuți prin amvoane, prin slujirea noastră, pe la conferințe, oricum pentru generația tânără chestia asta cu președinți, cu nu, egal. Deci dacă cineva vrea să-și bată joc de noi pe bune, numai trebuie să ne prezinte așa. Ne recomandă așa și... Da, și ăștia închid direct, au trecut pe alt canal. Dar ce cred că interesează și pe ei și la orice vârstă, un pic despre partea omenească a noastră, dacă am aterizat și noi în lumea asta, nu știu cum, dacă suntem președinți de când ne-am născut, dacă... Spuneți-mi două, trei cuvinte despre familia în care v-ați născut, familia părinților. Da. Sper să nu șochez pe cei ce ne urmăresc, deși... Majoritatea cunosc. Eu m-am născut într-o familie mixtă, tata penticostal, mama creștină pe Evanghelie. Și toată perioada copilăriei, până aproape de liceu, datorită situației, am frecventat cu părinții, cu mama, pentru că tata nu era primit în adunare, care este acum Biserica Evanghelică Română. Bun, cum problema aceea nu i-a primit la masa Domnului, nu primea decât cei care erau strict de acolo membri sau creștini pe Evanghelie. Știți că noi am fost până 90. Bun, fost și atunci tata venea mai târziu o oră sau cum venea? Nu, era un hol pe care stăteai și dacă veneai, stăteai și acolo era holul celor pus sub disciplină sau celor care... Da, așa era, așa era. Ce bine s-a simțit tata, știi? Da, așa. Și pe urmă au fost câteva luni, ani în care am mers așa și pe urmă se duceau undeva, erau foarte puține adunări penticostale în Dâmbovița pe vremea aceea, dar se duceau pe la țară, așa, în Târgoviște nu era. Deci până în 90 nu a fost oficial adunare penticostală în Târgoviște, până în 90. Bun, și cumva, cum ai simțit-o asta, copil fiind? Mai greu de înțeles duminica, dar ceea ce era foarte interesant este că pe strada unde locuiam erau câteva familii din Biserica Evanghelică, noi și care nu aveau niciun fel de problemă ca în cursul săptămânii să vină să ne rugăm, să cântăm. Erau familie de care s-a pocăit venind din lume la Biserica Evanghelică. Ei erau cumva artiști care cântau la restaurante, s-au pocăit, dar și de dragul Domnului Iisus Hristos, așa prima aceea dragoste entuziastă, seară de seară făceam adunări la noi acasă, aveam o casă care... Deci la voi duminica era mai greu. Duminica era greu, în restul săptămânii erau bucurie să fii cu frații. Asta, scuzați-mă, asta cumva mi se pare mie și interesant sărind de atunci în zilele noastre, că noi putem să fim oameni toată săptămâna,
să trăim frumos cu vecinii toată săptămâna, să avem colegi de muncă toată săptămâna, să ne împăcăm fain și duminica dintr-o dată să fim paralel total. Este un sentiment, sau cel puțin pentru mine atunci a fost nu confortabil. Să știi că mergi tata într-o parte, mama într-o parte, dar am trecut peste așa și eu iau latura pozitivă, ceea ce sunt latura bună, că am văzut că oamenii de multe o spună și trăiesc alta. Și m-am obișnuit să nu mai am mare așteptări de la oameni. Eu acum aș avea o apreciere super faină despre părinții tăi. Deci, în ciuda lucrurilor astea care n-au fost neapărat ușoare, au rămas familie, v-au crescut. Sigur. Singurul copil? Nu, mai am o soră mai mare. Și ce mi-a plăcut este că niciodată niciunul dintre părinți, după ce am ajuns la vârsta așa, nu mi-a spus du-te colo sau du-te colo. Întotdeauna mi-a spus mergi la adunare și rămâi în locul unde crezi că Dumnezeu te cheamă să faci ceva. Nu doar să, nu să stai. Profiți. Să faci ceva pentru împărăția. Și pentru mine este versetul acesta din 1 Corinteni 4. E așa ca un leitmotiv al vieții. Încolo ce se cere la ispravnic este să fie găsit credincios. Unde? În lucru, în credința lui. Lui. Punct. Asta e una din frământările mele. Ce mă credințează Domnul și ce e... Lui. Nu ce mă cheamă altceva. Da, nu e chiar ușor. Nu e ușor. Că sunt și lucruri care ne plac, nu? Pe cinstite, așa. Foarte multe lucruri care mi-ar plăcea să le fac, dar am învățat în timp, nu peste noapte, în timp și pe propria în piele, că unde mă trimite Dumnezeu sunt binecuvântat și unde nu mă trimite, nu sunt. Dar n-a fost simplu. Da. E bine că ai încheiat, eu încă n-am încheiat. Încă... Răzvane, familia părinților tăi, familia în care te-ai născut. Da. Eu am crescut într-o familie ortodoxă. Deși mama provenea dintr-o familie de creștini pe Evanghelie. Mama ei, bunica mea, fiind creștin pe Evanghelie, bunicul meu era de la Oastea Domnului la momentul acela. Străbunicul meu, bunicul mamei, a fost primul pocăit din localitatea respectivă. Și e interesant că din frații mamei, după perioada de copilărie, niciunul n-a rămas în adunare. Toți s-au risipit la ale lor. Și din câte știu, mama a fost prima din familie care s-a întors. Și a regăsit drumul. Undeva prin anul 84-86, eram micuț atunci, nu înțeleg. Știu că am fost la un moment dat într-o situație mai stânjenitoare, într-o excursie. A avut o voce frumoasă și cânta muzică populară, așa, fiind la țară. Și ea se pocăise și eu o tot rugam să mai cânte ceva, să vadă colegii ce mamă deosebită. Și acum, după ani, mă gândesc la situația asta și îmi dau seama că am pus într-o situație de dragul tău ar fi cântat, de dragul Domnului s-a schimbat. Da, dar n-a cântat. N-a cântat, da. A fost pe poziție. Da, în familie am crescut patru băieți am fost în familie. Eu sunt cel mai mic dintre cei patru frați. Dintre cei patru, trei credincioși și eu m-am întors ultimul dintre ei. Ce să spun, a fost așa... Se înțeleg bine patru băieți? De la o vârstă, da. Până la o vârstă a fost mai greu. Mi-aduc aminte de mine, undeva până prin clasa 5, 6, 7, cam așa, cu cel care e mai mare decât mine, al treilea ca vârstă între noi, am avut tot felul de conflicte, dar de la un moment încolo toate s-au rezolvat. Și chiar asta povesteam și nepoților și copiilor mei. Zic, am fost mici, am făcut toate scandalurile atunci, de atunci încolo n-am mai avut niciun fel de probleme între noi. O viață... La țară? La țară. Ați fost printre familiile bogate, sărace, la mici? Familiile modeste. Ne ocupam oarecum cu grădinăritul și duceam legume în piață. Dar poate să zic așa undeva spre mediu, că
cei mai bogați aveau mașină, noi aveam o motocicletă pe vremea respectivă. Era ceva, da, da. Și era ceva, dar fiind și patru băieți și nevoi multe, resursele nu au fost după aprecierea noastră. Nu v-au scos din casă. Da, și în, eu personal în 97 m-am întors la Ajungem la chestia aia, că vreau să-l întreb pe fratele Virgil. Cum a fost momentul ăla în care mă decid eu pentru relația cu Dumnezeu? Asta, cel puțin în adunările noastre, sunt foarte faine momentele alea când vin copiii, tinerii, bătrânii și spun cum au luat ei decizia pentru Domnul. Întotdeauna pe mine m-au încântat și sunt și curios. Da. Ce-l poate determina pe un tânăr într-o anumită generație să se hotărască pentru Dumnezeu de-a binele, așa? Da, eu pot să spun că la mine nu a fost doar o singură... Unul dintre aspectele care m-au determinat să mă gândesc mai bine și nu mi-e rușine să o spun este mi-a murit un coleg. Și întrebarea a fost dacă se eu poate muri și la vârsta se poate muri și la adică vârsta adică se poate. Da. Se și răspunsul ăla evident. Da. Și deci copil crescut în adunare. Deci nu și nu neapărat cel mai mare păcătos al lumii și copil cu minte. Nu, un copil în să zic așa, în moralitatea copilului credincios, dus în București de unul singur, ne supravegheat, așa că n-aveam cum pentru că în vremea aceea mi era foarte greu să vin, țin minte și acum a costat biletul 25 de lei și nu aveam întotdeauna în fiecare sâmbătă 25 de lei să vin la 25 de lei era... Da, să vin acasă, deci veneam la 2-3 săptămâni, dar pentru mine a contat foarte mult, foarte mult întâlnirea cu un credincios cu care noi creștem Evanghelie, avem așa o aminte extrem de plăcută, fratele Petrică Rășcanu. Și el a văzut nu pot să spun că a văzut în mine, eram mai mulți tineri credincioși studenți, mai dificil în vremea aceea să fii student. Și țin minte că într-o anumită perioadă a zis, aș vrea în fiecare luni să stăm să studiem împreună cu voi, să studieze împreună cu voi Sfânta Scriptură. Un om care, din câte știu eu, vorbea și înțelegea perfect franceza, engleza, germana, fusese ofițer de artilerie în armată, de acolo fusese dat afară pentru că s-a pocăit. Faptul că în fiecare luni, aproape 2 ani, am mers și omul acesta a avut darul să trezească noi dragoste de Dumnezeu. Este exact ca acel profesor care te face să te îndrăgostești de materie. Care m-a făcut să mă îndrăgostesc de Scriptură. Și în ciuda opreștilor de atunci, nu trec, eu n-am fost persecutat în facultate, nu vreau să mă dau acum mare rău, așa, nu. O singură dată a venit cineva și mi-a spus, știm că ești credincios, așa, n-avem nimic împotrivă în... la tine în cameră să citești, să nu faci propagandă, cum era atunci. Deci nu, asta a fost singura mea întâlnire cu lumea comunistă în timpul facultății, n-am avut niciun fel de problemă, dar omul acesta m-a determinat să iubesc Scriptura. Și eu pot să spun acum că pot să fie și alte întâlniri. Eu m-am întâlnit cu Dumnezeu în Scriptură, în cuvânt. Aprofundând cuvântul, mi-am văzut locul ca om. În planul lui Dumnezeu. Și în același timp am mai văzut ceva, că există un moment în viață în care trebuie să spui da sau nu. Momente hotărătoare ale vieții. Mi-a plăcut tare istoria și era o carte pe vremea aceea, Orea stale ale omenirii, toată lumea o citea. Sunt momente în viață în care simți că trebuie să dai un răspuns. Ei, și răspunsul acela pentru mine a fost un moment când, citind Scriptura, am înțeles altfel viața mea trecută, dar mai ales am înțeles altfel responsabilitatea pentru trăirea vieții în viitor. Și atunci am zis, sunt până la urmă,
sunt dat tot cu un răspuns înaintea Dumnezeu. Poate părea așa ciudat, dar asta este percepția mea. Și nu te sensos pe nimeni care e. Sunt dat înaintea Dumnezeu cu un răspuns. Deși nu era la Adunarea din Târgoviște, eram la București, acolo, am rugat pe frați și am spus, vreau și eu să mărturisesc pe Domnul Iisus Hristos și public și prin botez. Țin minte că întrebarea a fost, dar de ce vrei să te botezi? Pentru că, chiar asta, dacă țin minte, am spus ceva de genul acesta, pentru că mă simt responsabil pentru viața mea. Am trăit-o în moralitatea creștină generală și așa mai departe, în ascultare de părinți și așa mai departe, dar nu asta e ucenic al Domnului. Vorbim de 20 de ani? Nu, vorbim de 23 de ani. 23 de ani? 23. Că mi se păreau niște lucruri cam mature pentru 23 de ani. Da, vorbim de 23 de ani. Am putea spune un proces în care Domnul a lucrat, îl cunosc pe Dumnezeu. Sigur. Și apoi momentul. Dar nu a fost o asta supranaturală, da, când era așa. Bun. A fost prințul nou. Bun, dar eu ce vreau să zic este că niciunul ar trebui să se simtă complexat că Dumnezeu într-un proces a lucrat la viața lor. Sunt unii care e momentul acela radical, e experiența lor cu Dumnezeu, Dumnezeu lucrează. Și eu nu contez pe al lor, așa cum nu cred că e normal să contez și la pe a mea. Bun, asta că doar eu am trăit-o. E o chestie de bun simț să ne băgăm noi în viața altuia. Cum a fost la tine, Răzvan? La mine a fost un moment mai pregnant din cauza faptului că eu am venit din exteriorul bisericilor de pocăiți. Mama, v-am spus, undeva în 84-86 s-a întors la Domnul și nu a insistat asupra noastră cu Biblia, cu alte lucruri de genul ăsta, dar când și când ne mai spunea câte ceva, mai citea câte ceva, mai cânta câte o cântare singură acasă. O auzeați și voi? O mai auzeam. Noi plecam la distracțiile noastre, când ne întorceam, ea era trează, se ruga pentru toți. Frații mei au fost un pic mai zbuciumați așa, cu multe evenimente. Păi mai mari ca tine, nu? Mai mari ca mine, da. E normal. Și maică-mea de fiecare dată, după weekend, sâmbătă, duminică, atunci când trebuia să meargă la CAP, că lucra la CAP pe vremea aceea, se întreba luni ce o să mai spună lumea din sat. Și nu era liniștită până când frații mei și apoi și eu nu ajungeam acasă. O singură dată mi-aduc aminte, undeva copil fiind, m-a luat la adunare, dar și cum m-a plictisit atunci. Aglomerație multă, căldură, n-am înțeles nimic. Dar ei probabil au crezut că sunt foarte clari. Probabil, nu știu. Dar nu m-a sincer, la un moment, nu m-a interesat. Da. Știu că când afară, când înăuntru, ca un copil normal, cum sunt și copiii astăzi. Dar, după cum se observă, mi-a rămas întipărită imaginea. Măcar prezența. Măcar biserică, prezența. Aglomerația. Aglomerația. Da. Da. Apoi, undeva prin 93, fratele care este mai mare decât mine s-a întors la Domnul. Și pentru mine a fost așa o... Și l-a apucat pe fratele. Da. El era și cel mai zbuciumat dintre păi noi. Păi știe așa. Domnul unde se înceapă, știi? Și el, la fel, cu o experiență de întoarcere interesantă. Apoi s-a întors fratele care este mai mare decât el, al doilea ca vârstă dintre cei noi patru. Și la el. El a fost convins de comunism. Când era pe vremea comunismului, a prins puțin din liceu și școala profesională. A spus, pentru mine, eu sunt Dumnezeu meu, n-am nevoie de Dumnezeu. La fel, când fratele meu, care s-a pocăit primul, a venit să-mi spună, să vezi tu la adunare, să vezi tu, i-am spus, bă, zic, știindu-i viața, tu te-ai pocăit că ai avut de ce? Eu n-am nici să mă pocăsc, eu am fost un băiat cu minte, am trăit, n-am fost în adunare. Oricum, față de tine sunt sfânt. Față de el eram un sfânt, cu siguranță. Dar nu știam și părerea... De sus. De sus, legat de părerea mea. Și undeva prin sfârșitul lui 96, s-a întâmplat ceva. Eu am fost liniștit, așa,
în văzul oamenilor. Mi-am văzut de școală, am învățat bine la școală și așa mai departe. Dar puțin intrasem pe panta distracțiilor și chiar îmi găseam plăcerea. Adică mă duceam acolo cu plăcere și de-abia așteptam să mă duc. De la prin 96, totuși, spre sfârșit de 96, am simțit așa un oarecare dezgust pentru viața asta. Începi să te saturi de la un moment dat? Da, da, adică, cum să zic, sunt multe lucruri, dar nu mai simțeam plăcere așa. Și știu că am venit, asta e, cine mă cunoaște poate o să fie surprins, dar am venit beat de la discotecă, așa era pe vremea aceea. Și m-am dus la toaletă și fiind acolo, chiar eram așa dezgustat de mine, știind potențialul care era și unde ajunsesem atunci, parcă nu era ceea ce ar fi trebuit să fie. Și știu că am făcut o rugăciune atunci, nu știu ce am spus. Hai să ne înțeleg, în toaletă? Da, da, da. Acolo eram, unde stă și împăratul singur, deci nu... Nu mi-aduc aminte ce am spus, chiar nu mai mi-aduc aminte, dar știu că l-am rugat pe Dumnezeu să facă ceva, că nu... Și cred că ai fost foarte sincer. Și eu cred. Și eu cred asta. Cert este că de la rugăciunea aia, mai greu mi-am găsit locul în distracțiile cu prietenii. A trecut Revelionul în martie, ultima duminică din martie 97, pe 30 martie. Câțiva tineri au venit pe la frații mei, se pregăteau să meargă spre biserică. Mie mi-a plăcut să joc fotbal. Și am fost cu consătenii pe izlaz, am jucat un pic de fotbal. Dar a fost cam frig atunci, sfârșitul ăla de martie. Și am venit mai devreme acasă. Eu aș vrea să stau mai mult, că n-aș vrea să fiu cu ei. Venind acasă, mama m-a îndemnat să... Mergi și eu cu ei, ca o gazdă bună, nu poți să stai cu mine, tu știu, și stai cu ei. Probabil că ea gândea mintea ei, mai poate interacționează și se întâmplă ceva. Și se pregăteau la un moment dat să meargă spre, să se pregătească pentru adunare. Și mi-au zis și mie, nu mergi și tu la adunare? Băi, zic, nu merg. Mai m-a întrebat unul, nu mergi la adunare? Băi, zic, nu merg. Băi, așa câțiva pe rând. După care în sinea mea am zis așa, dacă mai îmi spune unul, mă duc. Mie mi s-a părut că a trecut ceva timp în care a fost liniște, nimeni nu mai spunea nimic. Și la un moment dat o tânără zice, și totuși, nu vrei să mergi tu cu noi la adunare în seara asta? Domnul le folosește și pe fete. Din când în când. Da, în cazul meu se verifică. Și educația mamei a fost așa, când promiși ceva, și tata ne învăța la fel, dacă ai promis ceva, trebuie să faci, chiar dacă n-ai rostit public. M-am îmbrăcat și am mers cu ei la adunare. Nu știu sigur dacă începuse programul. Cred că se cântase cântarea de început, cum e tradiția. Sfânta tradiție creștină pe Evanghelie. Și își du frate să predice. A început să citească un text din Scriptură. Și a citit în Apocalipsa. Apocalipsa, capitolul 20. Iată cortul Dumnezeu cu oameni și ajunge și la versetul 8. Dar cât despre fricoși, scârboși, afară, curvari, locul lor este... Și în momentul ăla am făcut așa, ca o... Te-a lovit. M-a lovit, deci ca o radiografie. Zic, măi, locul meu e acolo. Eu, în comparație cu fratele, eram un sfânt. Dar acum când Scriptura mi-arată cum e viața mea și care este locul unde merg, a fost așa ca o lovitură. Și zic, ăsta e locul unde eu trebuie să rămân. Numai că e interesant. Nu iadul, biserica. Nu, biserica. Ah, stai să... Biserica, da, 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 biserica. Și acum, tânăr fiind, am început să am frământarea interioară pe parcursul acestui program de biserică. Și vreau să mă gândesc, dar ce se va alege de vechea viață? Cum mai e cu prietenii? Ce mai pot să fac? Ce nu mai pot să fac? Câți ani aveai? 19 ani jumate aveam atunci. Erai matur, da. Și zic, ce pierd, ce câștig, poate că e prea devreme, trebuie să mai aștept puțin. Pe la jumătatea serviciului eram în cumpăn, așa zic. Da, o fi bine, dar zic, nu știu dacă... Mai încolo, mai încolo. Puțin. Poate mai târziu puțin.
Programul a continuat și la un moment dat tinerii din biserică au avut și un program și este un moment pe care eu nu mi-l aduc aminte, dar mi l-au povestit alții. Și tinerii având programul, cum se obișnuia, o cântare, o poezie, un pasaj biblic și așa, la un moment dat un tânăr citește Apocalipsa capitolul 20, dar în mintea mea e șters. Eu acum vag conștientizez că parcă a fost, că știu că a zis și el ceva, dar în mintea mea e șters momentul acesta. Pentru că în mine era această frământare, furtună, să mă duc în continuare, să nu mai mă duc, trebuie să rămân, nu trebuie să rămân, ce pierd, ce câștig. Iar spre finalul programului tinerilor, în mintea mea era așa, cred că e bine, dar nu acum. De data asta nu, cred că o să mai treacă ceva timp. Și curios cum lucrează Dumnezeu. Se ridică un tânăr și citește un pasaj din Scriptură. Apocalipsa, capitolul 20. Deci ei n-aveau altceva în Scriptură, nu? Și acum, eu de fiecare dată când povestesc treaba asta, e și o poveste în spatele poveștii. Fratele meu care s-a pocăit primul. Cum facem fiecare dintre noi când chemăm pe cineva la întâlnirea bisericii? Ne rugăm, Doamne, să fie un cuvânt, să-l cerceteze, să-l conștientizeze, da, să da, vadă da. Care e situația și așa. Și când a văzut el, a citit fratele la predică. Bun, a citit și al doilea, înțeleg, hai, că a vrut să repete încă o dată textul de la mesaj. Mă, dar și al treilea. N-a putut și el să fie atent la cum se desfășoară programul, să nu mai citească încă o dată. Citească și la altceva. Numai Apocalipsa, capitolul 20. Și când a auzit el mărturia întoarcerii mele la Domnul și când Dumnezeu a lucrat prin ultimul pasaj, pentru că eu la jumătate nu mi-aduc aminte, efectiv, s-a șters din mintea mea. Și când a auzit el cum s-a întâmplat, a zis, în viața mea nu mai judec pe nimeni, că citește un text, că pune o poezie, o cântare, încă o dată, că ne-a făcut de rușine, că s-a încurcat, pentru că nu știu cum lucrează Dumnezeu. Și când a citit ultima dată, deodată parcă s-a făcut lumină, și a zis, eu de aici nu mai plec. Deci tu ai luat hotărâre prima dată când te-ai dus atunci ca matur. Da, da, da. Oh, dar au fost niște pași da, și bun, înainte. Sigur, mai... și rugăciunile, unora și toate. Am mai mers, de exemplu, frații mei mergeau la o școală biblică și făceau niște cursuri de engleză. Și aș vrea să învăț engleza și zice, hai, uite, e gratuit. Da, atunci hai. Când îți spunea că e gratuit ceva, mai ales o ceva pregătire cu engleza, că vreau să învăț, zic, gata, merg și eu. Numai că ei nu mi-a spus, pregătirea e jumătate de oră, după aia mai sunt niște lucruri care se întâmplă și au lucrat. Dar, efectiv, momentul este un mintea mea care s-a întâmplat atunci. Am venit, am auzit cuvântul, m-a străpuns, am zis da. Ne întoarcem la chestia cu Dumnezeu folosește și fetele. Da. Când v-ați gândit să vă însurați și cum v-ați însurat? A, e poveste lungă. În varianta scurtă și noi venim cu întrebări ajutătoare. Da. Auzi, acolo spune că tot ce trebuie e dragoste. Aruncă și mie perna aia să-mi o pun la spate, să văd dacă dragostea așa, da, e da, așa, da, să vedem. Da, deci, da, asta oamenii de viață curioși, dom'le, cum sunt sorate astea? Da, e... vedeți, până la urmă fiecare intrăm în căsătorie și cu anumite prejudecăți. Iar una dintre prejudecățile mele a fost așa, că nu am dreptul să mă căsătoresc până n-am casa mea. Separată de-a părinților. Asta-s chestie mai veche. Da, și că soia mai veche. Este mai veche. Și, deci asta a fost unul dintre gânduri. Al doilea, după ce am terminat facultatea, mi-am dorit să mă plimb. Și am spus, doresc să mă plimb. Era atunci, el probabil nu știe, e mai tânăr. Era birou de turism pentru tineret. Și în perioada asta... BTT, informația era foarte ieftin, trebuie în toată Europa comunistă din vremea aceea, mai puțin Iugoslavia. Și am călătorit aproape în toată... Băiat umblat. Da, băiat umblat. Eu aveam pretenția că sunt și citit. Eu am zis numai umblat. Da. Așa. Și după 90, a fost un moment în care
De fapt, în 10 ianuarie, în 10 ianuarie 91, eu cât am fost student în București, am mers la adunarea unde este Uniunea. Deci era adunarea jos și Uniunea la etaj. Și am ajuns într-un moment în care frații din conducere de atunci, din când în când zicea așa, auzi, Virgile, bine cineva un musafir de sănătate, trebuie să facem tur obligatoriu muzeul satului și nu știu ce, aveau în circuit o zi pe să viziteze București, du-te tu cu ei că noi ne-am plictisit. Așa, pe urmă am mai fost, fiind la o facultate cu profil economic, mai m-am băgat nasul prin contabilitate, m-a ajutat în multe, multe feluri și a fost un moment în care pe 10 ianuarie 91 primesc un telefon ca să vedeți că eu nu cred în coincidențe. Imediat după 90 am avut halul acesta să fiu propulsat într-o poziție mai înaltă la servici. Și după aceea, pe 10 ianuarie 91, mi s-a spus undeva pe la ora 10, m-a chemat director și a spus fă-ți bagajele, pleci 6 luni la un curs de formare pentru vrem să mergi mai sus pe vremea aceea era uzina de utilaj pentru Târgoviște și începuse producția de utilaje pentru în țară să mergeam. Dar era pregătirea partea strategică și economică pentru tot ce însemna centrala nucleară. Foarte, foarte. Și a zis te duci și acolo. Asta a fost la 10. La 11 primesc un telefon de la secretarul unui de atunci și spune contabilul nostru a plecat, am vrea să, uite, am vorbit cu președinte. Avem nevoie de contabil. Avem nevoie de contabil. La 10 m-a sunat directorul, la 11 m-a sunat de la Uniune. 10 ianuarie 91. Și n-a fost ușor. N-a fost ușor. Adică înțeleg că ăștia aveau nevoie urgente contabil. Urgent, da, urgent. Mi-a spus, ne-a lăsat, trebuie să mergem. Am zis, cât timp ai? Și mi-a zis, până după masă. Nu, a fost de gust, dacă nu două minute. Până după masă. Și fac o paranteză. Cei mai tineri nu pot să mă înțeleagă. În perioada cât am fost la student acolo la Uniune, bătrânul de atunci, Lazarovici, îl chema, după nume am auzit. Așa. Da, nu. Ciudat. A zice, uite, cred că tu ai fi bun de președinte. Eu în glumă zic, păi da, că mama este nepoata președintelui din perioada 70-75. Cum? Alu Giulea? Da, zic, mama este Giulea, Giuvelea, mama este așa. A fost așa o discuție. Dar asta a fost undeva până în 84. Până în 91 nu mi-am adus aminte de discuția asta. Deci 84-91 a fost... Și dintr-o dată a apărut asta... Acum, e greu de înțeles pe altul. Doi am zis, Dumnezeu mă cheamă aici și eu cred în lucrul acesta tare. Dumnezeu cheamă, pregătește și trimite. Nu cheamă, trimite și până pregătește. Eu cred asta. Și pe 15 ianuarie eram la Uniune, așa, știind că în timp voi ajunge până... De aceea mi-a fost niciodată frică la alegeri. Că știam că nimeni nu poate să mă... Ce liniștit ai... Deci, Virgil e liniștit povestind și radiază și eu tot mă gândesc ce treabă are asta, cum sunt surat. Așa. Ai... Și din 91 am fost absolvit de munca aceasta pentru că am înțeles că trebuie să mă pregătesc mult ca să... Și n-ai avut timp să te însori, să te uiți după fete. Da, da. Și
m-am ținut de muncă, am muncit foarte mult. Am urcat în 98 secretar general, în condițiile în care cultul creștinului Evanghelie din vremea aceea, comisarul meu, n-a făcut funcția de secretar. Deci eu recunosc că s-a înființat pentru mine. Da, pentru că a zis, domnule, ești de viitor, frații, de atunci ești de viitor. Și pentru ca după 8 ani de secretar general, frații să decidă că sunt bun de președinte, pentru că am trecut pe acolo. De aceea eu cred că atunci când Dumnezeu te duce undeva sus, te ia de jos. Și mie mi-a plăcut așa. Păi că numai de jos ne poate lua. Nu, dar unii avea să sărim în etape. Și mi-a plăcut așa. Dar Dumnezeu mi-a întrecut așteptările, pentru că mă vedeam cumva 8 ani contabil șef, 8 ani secretar general, 8 ani președinte, dar am găduit să fie mai mai lung ca președinte, nu de 8 ani, pentru că cel puțin până acum s-a schimbat, dar până acum statutul nostru nu a fost cu mandate limită. Unde apare sora în toată chestia asta? Și la un moment dat toată lumea mă întreba, măi, totuși când te însori? Când te însori. Când te însori. Și eu am înțeles și lucrul ăsta că este bine să te gândești la toate lucrurile acestea normale pentru un om și să nu te duci prea departe în... Eu m-am căsătorit la 40 de ani, consider că eu nu dau vina pe Domnul, nu. A fost, eu am ales alegerea să stau, a fost alegerea mea. Ce a fost interesant este că soția stă peste drum de adunarea din Târgoviște, toată familia este necredincioasă, de a venit la adunare, a spus, eu m-am văzut pe voi mergând acolo cu tine, așa, plecând așa, și în timp așa s-a... Și n-ai văzut-o până atunci sau când a trebuit Știți cum e când e să fie, parcă atunci o vezi pentru prima dată, deși era este singura credincioasă dintre 6 fete, părinții ei au trecut în veșnicie rămânând în biserica majoritară, dar i-a zis, domnule, pe mine m-a impresionat prețuirea pe care o arătați unii față de celălalt. A venit în adunare. Ea s-a uitat de pe geam. De pe geam. Ăștia vin, se salută, exact, se mai pupă. Exact, așa. Chiar ne pună, nu, asta cu poate nu. Chiar ne povestea că toată mama era supărată, că mai plecam seara târziu și mai dădeam clasoane la mașină și zicea, uite pocăiții. Și pe urmă zicea, uite pocăiții tăi ce fac. Zicea. Dar a fost așa momentul în care am zis, domne, e timpul. Nu, eu, Doamne ferește, Doamne, de nici nu știu cum să zic. Eu am stat la biserică, a fost bine, dar nu e indicat să stai la biserică pe multe motive. Și al doilea, am mulțumit lui Dumnezeu de foarte multe ori că vecinii n-au fost din biserică. Pentru că ai noștri, deci noi uităm unele chestii. Aveam nunțe la biserică și până m-am prins, eu să le spun la toți, măi, voi ieșiți la 11 noaptea sau la cât. Normal că odată e nunta voastră sau... Oamenii ăștia dorm, nu mai claxona, nu tura motorul, să vezi că... Ei atunci și începeau povestele sub geamul vecinii. Exact, și dacă exact. Erau frați din biserică, cred că aveam probleme mai mari. După ce m-am căsătorit și mergând la Maosa, că fac cum am trebuit să-și dați să povestească, îmi spunea așa, zice, la cât începe adunarea la voi? Păi zic, la 9. Dar zice, de ce veniți și la 10? Zice, păi eu mă duc la biserică, popa intră ultimul. Zice, nu... Așa, și zice, dar când se termină? Păi zic, la 12. Dar am văzut că unii pleacă pe la 11. De ce? Aolea, deci de pe geam se văd toate. Exact. Ideea. Oamenii se uită la noi. Se uită, analizează. Și sunt momente în care spui, hai și tu la adunare. Și au fost momente în care mi-a zis, pardon, nu este mai bun? În aparențe. Așa, sau pe anumite chestii. Sau pe anumite eu nu domenii. Fac asta, da. Nu fac asta. Sigur, da. Acum, noi aici, scuze, Răzvan, și vin la tine, că un însurătoare, că acolo te-a dus, zis că trebuie să spui și tu obligatoriu. Da. Deci, noi trebuie să recunoaștem că sunt oameni morali, sunt oameni buni, sunt așa. Ce-am învățat eu mai târziu, că toate le învățăm pe măsură ce trecem și când ne dăm mari, că știm mai multe atunci. Atunci vedem că nu știm. Chiar nu cred că ar fi normal unei persoane bune să-i spunem că e rea.
Deci eu cred că ar trebui să avem puterea să recunoaștem că sunt oameni buni. Din perspectiva omenească, ce am înțeles eu în Scriptură, că oamenilor buni le lipsește un singur lucru. Mântuirea prin Iisus Hristos. Deci, că sunt cei mai mari derbedei sau că sunt cei mai buni oameni, șansa e tot Iisus Hristos, unde văd eu diferența? Toți trebuie să ne pocăim, numai că dacă eu am fost cel mai mare derbedeu, eu mă pocăiesc de toate care le-am făcut eu și suport consecințele și în viața asta, iar dacă tu ai fost un om foarte moral și singura greșeală în viața ta a fost că ai furat o gogoașă, tu trebuie să te pocăiești de gogoașa aia. Și atunci, poate că ar fi mult mai bine să abordăm așa, să spun, vecine, tu la multe chestii ești cu trei clase deasupra mea. Și care e rugămintea mea? Ai și tu o singură problemă. Tu spui, numai am două. Eu n-am văzut numai una. Nu, zic, mă știu, am două. Tu nu trebuie să te pochești de 100. Îndreaptă-ți relația ta cu Dumnezeu pe cele două, prin Iisus Hristos. Și acolo. Hai să ne întoarcem noi la nuntă, la veselie. La... Da. Imediat după ce m-am întors din armată, 98, m-am ocupat de grupul de tineri, pe o conjunctură. Când am plecat din armată, funcționa grupul de tineri. Când m-am întors, nu mai funcționa. Și era în pauză, zis, da. Cineva trebuie să-i strângă. Și am început întâlnirea astea și m-am tot implicat în slujire și în special pe direcția asta cu tinerii, unde și acum e direcția preponderentă. Dar așa, gânduri prea mari de însurătoare, nu. Mai mă uitam stânga-dreapta, dar nu pot să zic că a fost așa. Au fost câteva momente, câteva tatonări și la un moment dat am început să predau și într-o școală biblică locală aici în Ploiești și un bun prieten de acolo mi-a zis, băi, ce faci cu însurătoarea? Și ca să scap un pic de gură, au zis, băi, zic, uite care e treaba. Până la 30 de ani să știi că mă însor. Nu mai știu ce vârstă aveam când ne-am zis treaba asta, 28 sau... Oricum, ți-ai dat o marșă de... Mi-am dat o marșă de rame. Și ușor, ușor am început să particip la niște tabere de familie. Eu eram necăsătorit. Acolo am cunoscut-o pe soție. Am observat-o pe acolo. Am fost în grupul ăsta. Păi pe voi v-a luat să comun. Ajutați la bucătărie? Sau de ce v-au primit pe voi acolo? Bă, eram cam apropiați de vârstă cu cei care erau pe acolo și atunci le-a fost ușor. Mai ales soția era prietenă cu mulți dintre cei care erau acolo. Și ne-a fost de folos, pentru că au fost lucruri pe care le-am învățat înainte de a intra în căsătorie. Și în 2007, în august, pe 23 august, de ziua Eliberării. Atunci am cerut-o pe soție și în 2 luni și un pic, în octombrie, cu 2 zile înainte să fac 30 de ani, m-am însurat păstrându-mi promisiunea. Da. Frumos. Copii? Doi copii, un băiat și o fată, în decembrie amândoi, unul face 12, altul 10. Domnul să-i binecuvinteze. Amin. 12, 10, aveți deja casa plină de idei. Copii aveți? Un băiat de 19 și o fată 13. Domnul să-i binecuvinteze. Da. Sora... Și două sarcini pierdute până aproape de 6 luni, 7 luni între. A, mai bine nu zic. Asta ca să nu mă judece. Asta că au fost pe mai diferență. Nu trebuia să zici chestia asta. De ce? Ăsta e adevărul. Nu, dar stai Virgil. Acum, că știi că aici nu avem reguli. Adică singura regulă e că nu avem reguli. Ai fost băiat pocăit. Deci ai fost moral prima dată. Apoi... Etapele sunt așa. Am mers la adunare și apoi m-am fost pocăit. Bun, dar nu. Deci ai mers la adunare, ai fost băiat moral, nu știu ce. Apoi te-ai pocăit. Foarte sincer, da? Apoi l-ai slujit pe Domnul. Da. După asta chiar te-ai gândit să-L slujești pe Domnul sacrificând. Adică eu nu știu, numai bunul Dumnezeu, dacă îmi cerea să stau până la 40 de ani și nu știu, dacă, în fine, suntem diferiți, da? Da. Așa am văzut eu. Te-ai căsătorit sincer, da?
Absolut sincer. Și cu dorința de a-L sluji pe Dumnezeu, de a-L iubi pe Dumnezeu. Și nu ți s-a spus că pe cei care iubește Domnul ăștia n-au nicio problemă? Dar tu spui că soția ta pierde două sarcini. Da, da, asta e realitatea. Bun, și n-ai avut întrebări, n-ai avut frământări. Întrebări. Îmi pare rău că nu-i soția aici și înțeleg că nu e. Că este o femeie foarte discretă. Nu, dar... Deci nu, ea nu participă la nicio... Aș fi curios ce în sufletul unei fete care s-a pocăit sincer pentru Dumnezeu, nu că a văzut pocăiții perfecți. Hai să ne înțelegem, că nu i-a văzut perfecți. Nu, nu, nu. Care s-a pocăit sincer pentru Dumnezeu, întemeiază în ciuda cei în familie la ea. Vine singura, iese de acolo, da, rupe tot, plătește un preț, că acum ați spune pocăiții tăi. Am fost atent la discuție. Deci am fost atent un pic. Îmi doresc copil, pierd sarcina. Nu știi ce e în sufletul și mintea unei femei? Nu, e... Nici n-ar rost să intrăm acolo? Vine a doua chestie din asta. Tu, da, la 6 luni... Tu le-ai simțit un pic asta, nu? Le-am simțit... Oricum bărbătește, nu? Trebuie exact, să... exact ce poate să simtă un bărbat, dar atenția mea a fost acordată, poate părea puțin așa prea, nu asupra mea, ci asupra ei. Pentru că suferința mare nu era la mine, era la ea. Bun, și ce poți să faci? Că oricum nu poți ajuta cu aproape nimic. Poate că asta e durerea cea mai mare. Durerea cea mai mare este când vrei să ajungi pe cineva și nu ai cum. Dar sunt momente în care cineva spune așa, faptul că ai stat lângă mine a contat mai mult decât multe vorbe. A contat mai mult decât faptul. Ai spus vreodată în viață, când te-a întrebat cineva câți copii aveai, ai spus vreodată 4. I-am spus altceva. Mi-am dorit 4, n-am decât 2. Pentru că asta a fost visul meu, să am 4 copii. Bun, dar nu acum, în realitate, teologii, 4 ai avut. Asta spun și eu. 4 copii, pentru că din prima zi este un suflet viu. Da, sigur. Eu câteodată când le spuneam unor câți copii aveți, zic 3, rămâneau un pic, știi că noi avem 2 în viață. Uneori făceam precizarea. 2 în viață, 1 plecat. Nu sunt lucruri pe care ți le planifici. Chestia asta, că ai zis, tu acum ai deschis cutia Pandorii, ca să nu zică unii și nu știu ce. Doamne, mici suntem, știi? Mici suntem. Și ticăloși unii. Nu mai zic că... Da. Am spus-o eu. Ai zis-o așa. Deci, pe lângă faptul că noi discutăm de relația personală a omului cu Dumnezeu și încercăm să le spunem la toți că nu ne însurăm la fel, nu ne pocăim la fel, nu avem cutare, ci cu copiii suntem la fel, eu poate mi-aș fi dorit și echipa de fotbal. Nu ne-au dat medicii nicio șansă. Deci noi avem 2 minuni și nu pot să intru în detalii pe mai multe chestii. Și de asta nici nu te întreb mai multe, că nu-i nevasta aici. Dacă ar fi, v-aș întreba, pentru că ar trebui să audă unii, știi? Dar o să spun eu minunea minunilor. Și nu o să spun nicio multe, că nu-i soția aici, dar îți dă Dumnezeu minune, pierzi sarcină, nu știu ce, îți dă Dumnezeu minune. Unii, ca să facă un copil, trăiesc chinurile morții. Și poate sunt familii care așa hotărăște Dumnezeu. Au 12 copii și eu am auzit surori care au zis, frate, pe bune, nici n-am știut că sunt însărcinate. Eu până în ultima zi am lucrat, am făcut. La ea a fost o chestie. Mai zicea unul, dar după asta și-a dat seama că la alții diferit. El o vreme avea expresia asta. Ce eu spuneam, păi eu și când respir fac copii. Deci, Viorel, atât de ușor, nevasta, purtasa, la noi, faptul că aveam un copil era aproape nimic. Și când mi-am dat seama ce poate fi la alții, am mai terminat-o cu glumele astea, că n-am vrut cumva să... Dar, da, ce am vrut eu să spun, că de fapt am știut ce vreau să spun, nu m-am vrut să le încurc așa. Faptul că îl iubim pe Dumnezeu și îl slujim pe Dumnezeu nu înseamnă că totul va fi perfect, ci va fi cum vrea El. Și cam să înțeleg întotdeauna... Perfect ce vrea. Minunea pentru noi a fost așa. Am fost la nu știu câți, pentru că deja după a doua era, am fost la nu știu câți medici până în sfârșitul unde a spus, domnule, se întâmplă ceva în organismul tău, se declanșează o mare infecție și moare copilul. Așa, și zice, și tu și soțul trebuie să urmați un tratament. Bun.
Deci la voi a fost sarcină pierdută, sarcină exact. Pierdută și apoi exact. Mai grav. Da. Că și... prima e ca prima, da. La a doua când da. Te apropii de șase da. Luni... Deci primul copil a fost fără probleme, așa. A doilea și a treilea au la șase luni. Și eu n-am știut de toate așa și după mulți ani, după ce am avut al patrulea copil, asta e minunea. Medicii au spus, trebuie să luați un tratament amândoi, degeaba ia unul. Dar doina mi-a spus așa, zice, știi ce? Eu am luat o pastilă pe zi, nu știu cât, 10 zile sau 20 de zile, dar zice, mi-a fost atât de rău, încât eu n-am vrut să-ți dau ție să-ți fie și ție rău. Nu, eu nu am luat pastilă. Minunea este că fără să iau pastilă, Dumnezeu ne-a dat copilul. Și adică, minune. Dumnezeu e Dumnezeu. Exact Dumnezeu așa. E Dumnezeu. Și de asta spun, să știți că și la creștini pe Evanghelie se fac minune. Amin. Dar nu am știut asta. Exact, da. Nu, dar sunt unii care cred că doar la ei sunt Dumnezeu. Hai să spun o chestie acum, că Răzvan are răbdare ce să facă cu noi. N-are încotro. Avem și noi tot felul de și asta și îi rog pe unii colegi să-mi trimită 10 lucruri esențiale care gândesc ei despre predicare. Ca să le dau la alții mai tineri să citească un sumar. Și îmi scrie unul fain și ceva la ultimul punct spune că mereu să fim sub călăuzirea Duhului Sfânt, atenți la Duhul Sfânt și cumva pune el așa, cumva că mi-o scris mie, ce chiar dacă suntem baptiști noi totuși credem. Și eu îi răspund înapoi. Zic, auzi, îmi place tot ce ai scris, ultima frază a schimbat-o. În virtutea faptului că suntem baptiști și credem toată Biblia, noi credem în călăuzirea Duhului Sfânt. Adică noi chiar credem. Adică, deci dacă le avem în Biblie și ce Dumnezeu am avea să nu credem în... Răzvan, zi tu ce vrei, nu știu ce suntem. La da, copii, am asistat la discuție și realizez că avem punctul ăsta comun. Deci noi am avut 5 sarcini, din 5 au ieșit 2. 1, 3 și 5 n-au venit. Deci, practic, tu ești cel mai grav din toată chestia asta. Noi suntem cu una, fratele, una, două, trei. Trei. Da. Și chiar dacă prima și a treia au fost puțin mai ușor, ultima s-a oprit sarcina la 4 luni. Pentru mine, momentul a fost un pic de emoționant. Scuze-mă, nu știi ce mă gândeam? Dacă... Se uite nevestele noastre, zice, fii atent, ei discută de pierderea sarcinii. Vă rog să ne iertați, suntem tot aia. Da, sunt experiențe prin care am trecut și da, noi. Da. Am dat un telefon la câțiva prieteni, frații mei, le-am spus, băi, zic, uite, asta este, așa o hotără Dumnezeu. N-am întrebat nici de ce, nici care e problema. Tu? Eu. Soția? Uite, sincer, n-am întrebat-o. Poate să o întreb în urmă la discuția asta. Dar mi-am dat seama câtă sensibilitate există la soțiile noastre în legat de subiectul ăsta după un an de zile. Se apropia un an de zile de când pierduse ultima sarcină și eu, prerușirea mea, cam și treaba am trecut pe lângă. Adică nu... A mine a fost atunci... Peste. Dar ea zice, se face un an. Și prima dată n-am înțeles, un an de la ce? În mintea mea, n-am întrebat. Da. M-am prins repede, dar a fost un moment în care zic, un an de la ce? Și zic, opa, stai că totuși lucrurile sunt... La ele e total diferit. O altă dimensiune. Nu, la ele ce poate fi, acum nu ne spun nouă, nici nu știm de ce nu ne spun să ne spun. Pentru că n-am înțelege. Poate că pentru că n-am înțelege... O trecut un an. S-ar putea să aibă o seară în care când se joacă doi, ea se gândească, băi, ce fain se jucau trește. Tu te uiți la tenis că joacă Simona Halep sau nu știu cine și ea e în lumea ei și nu știi de ce lăcrimează, tu crezi că n-ai dus gunoiul la nimic cu tare să-ți spună n-are rost, așa. Să nu-ți spună, ea nu poate în sufletul ei, nu, numai Dumnezeu. Și nu cred că se pune problema că nu sunt vindecate. Uite, eu să vă spun o chestie, am mai zis-o poate, dar sincer am zis-o, am zis că dacă tata n-ajunge în cer, nu mai ajunge nimeni. Deci, dar după ce a plecat tata la Domnul,
convins că a plecat în veșnicie tot și am putut să fiu lângă el și asta, în fine, mai multe. Știi la câte lucruri m-am gândit? Deci n-am treabă, știu unde au plecat, de... și te gândești, bă, te apuc așa din senin unele lucruri. Ai unele regrete care puteai să le faci, nu le-ai făcut, pe care acum, apropo, nu le fac cu mama. Deși mama e în viață, știi, plâng că n-am făcut cu tata, plâng în sufletul meu, nu așa. Deci sunt unele chestii, sau, știi, ca să nu le învinim pe ele, băiatul nostru, nu, care e băiat credincios și mă știe sau așa ceva, nu cred că am crezut vreodată că voi plânge când pleacă tata. Și scria fratele meu la colegi, a plecat tata cu tare, nu vreau, dar lacrimile curg oricum. Și la un moment dat băiatul vine la mine, că plângeam, nu eram disperat, nu nimic, acolo. Și îmi zice băiatul mare, o zic că tata, eu cred că tu plângi, că îți amintești ceva sau de ce? Adică cumva băiatul era contrariat, că m-a auzit predicând la atâtea priveghiuri în biserică cu tare și acum eu, efectiv, o chestie care nu poți controla. Și atunci, dacă se întâmplă la noi, de ce nu s-ar întâmpla la ele, știi? Sau cu atât mai mult la ele. Sau cu atât mai mult la ele, da. Da, și i-a pus și nume. I-am spus că era băiat, David. Păi tu ai făcut mai gravă situația. I-ai pus nume. Da. În mintea mea, sufletul meu. Da, știe nevasta. Știe. Adică știi că am discutat la un moment dat și te-ai gândit așa? Și dacă era băiat, era David. Nu știu de ce, dar ăsta a fost numele. Da. Da, experiențele cu Dumnezeu care nici nu așteptăm să le înțelegeți unii. Poate că alții stați acolo și spuneți, le-am trăit și noi și n-am avut curajul să spunem nimănui. Poate alții v-ați simțit vinovați. Acum, noi toți trei avem vinovățiile noastre pe toate fronturile, dar am învățat în viață și să nu mă biciuiesc degeaba. Deci am pentru ce mă biciui pe bune. Și nu mai trebuie să mă biciuiesc și degeaba, sunt lucruri pe care efectiv nu le putem controla noi. De ce așa știe Dumnezeu? Sigur, lucrurile te marchează. E bine că în cazul nostru nu ne-au dus la o răzvrătire, la foarte multe întrebări, că de ce așa și toate celelalte, și că am rămas lângă Dumnezeu și am rămas cu mintea întreagă ca alții. Mare har. Mare har. Mare har. Apropo de chestia asta, eu de foarte multe ori am spus, în traducerea Cornilescu, minte și inimă sunt sinonime. Și le spuneam, dacă vrei, mai înlocuiește acolo unde spune inimă cu minte. Și într-o zi m-a șocat o chestie când spune, fiule, să te încrezi și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el. Și am înlocuit, nu-ți pierde minte. Aoleu, deci mare lucru că suntem cu mintea întreagă. Vă dați seama că e doar începutul discuției, că noi de acum am avut ce povesti. A fost doar încălzirea. Da, a fost doar încălzirea, dar chiar cred că eu cel puțin mi-am atins scopul în sensul că am vrut să fie doi slujitori înaintea voastră, dar mai mult partea omenească, să fim și noi oameni între oameni. Da, ne-a chemat Dumnezeu, ne-a dat chemarea specială, este un mare privilegiu, o mare responsabilitate, dar oameni. Oameni cu plusuri, cu minusuri, care încercăm să-L iubim pe Dumnezeu, să-L slujim pe voi, să vă slujim și pe voi, nu ne iese întotdeauna, ascultați-ne, fie că e vorba de predicare, de consiliere. Voi, pe bune, voi credeți că n-am vrea să le facem mai bine? Am vrea să le facem și noi, de nota 11. Câteodată ne iese, câteodată nu ne iese. Poate că de multe ori vă slujim mai mult când nu ne iese, când suntem și noi mai aproape de voi ca oameni. Mulțumim că ați avut răbdare în seara aceasta cu noi. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru fraților, pentru soțiile voastre. Ne rugăm, Domnul să le binecuvinteze. Și dacă vă aduceți aminte să vă rugați și pentru cei care ne filmează, cei care ne ajută să intrăm în casele voastre, fără ei vă dați seama că noi am fi avut un timp fain aici. Punct. Dar numai noi. Dar numai noi. Așa am ajuns și la voi. Rămâneți sub binecuvântarea lui Dumnezeu. N-aveți copii, așteptați. Aveți prețuiți, dacă aveți și aici și în cer, bucurați-vă și de unii și de alții. Și în toate, glorificați pe Dumnezeu că este singurul care merită. O seară binecuvântată, un weekend binecuvântat. Mulțumesc tare mult că ați fost. Noi mulțumim.